Nu știu ce arde omul acela acolo, dar o face ilegal, periculos și nesănătos. Fumul ăsta l-o otrăvește chiar pe el, pe vecinii lui, sau ai ei, că e posibil o femeie, să fi dat foc la frunze, resturi vegetale, gunoi. Nu întâmplător asta e interzis de lege, pentru că e pericol ca focul să se răspândească necontrolat, să incendieze toată localitatea. Și pentru că fumul conține sute și mii de substanțe periculoase, cam la fel ca fumul de țigară, și suferă oameni astmatici, cu alte probleme respiratorii, dar și cei care sănătoși ajung să simtă fumul ăsta plămânii. Și de asta există lege și pedepse mari pentru arderea de frunze, resturi vegetale, mai ales gunoaie. Dar unii cred că legile nu sunt pentru ei. Cred puțin probabil să nu fi auzit de asta, cât de mult ani interzisă incinerarea, arderea cu foc deschis. Sau se bazează pe un cumătur la primărie, pe vărul polițist, pe sora judecătoare. Fumul vine spre parc. Oamenii au venit aici să facă sport, să privească fotbal, să respire aer curat, dar nu prea le-i dat. Cam pe aici sunt gospodarii. La 6A sau la numărul 8. Undeva din grădina lor ies fumul. Rușine să le fie. Că dacă chem acum poliția sau pompieri, s-ar putea să-i coste scump aroganța asta. Strada Povernei din Bragadir.